Livada de Vișin, de Anton Pavlovici Cehov. Traducere de Moni Gelerter și Radu Teculescu. În distribuție Gina Patrichi, George Constantin, Mircea Albulescu, Ion Caramitru, Mitică Popescu, Mariana Micuț, Mihai Fotino, Ileana Stana Ionescu. Regie artistică Dan Cuican. A sosit trenul. E, cât să fie ceasul, Dunia, așa? Aproape două. Se crapă de ziua, Ermolai Alexeievici. Cu cât să fie întârziat trenul? Da, cel puțin cu două ore. Ce mare tâmpit mai sunt. Iau drumul până aici ca să-i întâmpin la gară și când colo mă las fura de somn. Am adormit pe scaun. Ce rău îmi pare. Ai fi putut să mă trezești. Am crezut că ați plecat. Auzi, mi se pare că vin. Da. Ți s-a părut. Puneți scot bagajele, ba una, ba alta. Liubov Andreevna a stat 5 ani în străinătate. Cum o mai fi? De ce ființă cum se cade? Simplă, cu care te înțelegi de minune. Țin minte că vă gândeam un mânt să fie avut 15 ani, răpăsătul taică-miu, care patrunținea o dugheană în sat, mi-a tras un pumn în față de m-a potirit sângele pe nas. Veniți-mă amândoi la curte, nu mai țin minte cu ce treabă și ele dacă am făcut. Liubov Andreevna, tânără și subțirică, pe vremea aia, m-a dus la spălător chiar aici, în camera copiilor, și mi-a spus, nu-i plânge, nu plânge, țărănușule, că-ți trece până tersuri. E drept că tata era țăran, dar eu port vestă albă și pantofi galbeni. Dă-mi, Doamne, ce n-am gândit să mă mir ce m-a găsit. Așa și cu mine. De îmbogățit m-am îmbogățit, am parale cu car, dar stau să chipzuiesc și să judec mai bine. Tot țăran am rămas. Țăran. Uite. M-am apucat să citesc cartea asta. Da, am priceput o boabă. De-aia cred că am și adormit. Am adormit citit. Câinii nu s-au liniștit toată noaptea. Au simțit că li se întorc stăpânii. Ce e cu tine, Dunia, așa? Îmi tremură mâinile. Am să le șin. Fată, prea ești gingaș. Te piepte și te îmbraci ca o domnișoară. Păi nu se cade. Nu trebuie să uiți cine ești. Ce, Epihodov? A trimis grădinarul buchetul acesta ca să-l pui în sufragerie. Da. Pune-l. Aduce niște cvați, Duniașa. Vă aduc. A căzut bruma. E ger. 3 grade și vișnii sunt toți în floare. Nu pot să mă împac cu clima asta de la noi. Ce să fac, nu pot. Clima noastră nu ne ajută niciodată cum se cuvine. Și dați-mi voie să mai adaug, Ermole Alexeievici, că mi-am cumpărat alaltăieri cizmele astea și îndrăznesc să vă încredințez că scârții, așa că nu mai pot suporta. Cu ce să le ung? Epihodov, dă-mi pace, omule, că mă plictisești. Nu e zi să nu mi se întâmple vreo nenorocire. Și nu mă plâng. M-am obișnuit. Ba, și zâmbesc. Poftim gvat, Ermole Alexeievici. Mulțumesc, domnule. Eu mă duc. Vedeți, v-am împiedicat. Iertați-mi expresia, ce ghinion, ca să zic așa. Da, e pur și simplu nemaipomenit. Ermole Alexeievici, am să vă mărturisesc că Epihodov
o a cerut în căsătorie. Da, ce vorbești, dumneata? Nu știu ce să fac. E un om cum se cade, da? Adeseori când începe să-ți vorbească, nu pricep nimic. E frumos ce spune el, te mișcă, dar nu e de înțeles. Mie, aș zice, îmi place. Mă iubește la nebunie, dar se țin scai de el, nenorocirile. În fiecare zi se întâmplă câte ceva. Uite, lumea l-a poreclit 99 de nenorociri. Ia, taci. Ei sunt. Ce-i cu mine? Simt că mă prinde un fior. Într-adevăr, au sosit. Să mergem să-i întâmpinăm. Oare o să mă recunoască? Nu o să mă recunoască? De 5 ani nu ne-am văzut. Vine rău. Nu mă mai țin picioarele. Bine ați venit, brava. Să alegem de aici. Mamă, ți-aduce aminte ce odaie asta? Odaia copilor este Ania. A, crezi că am uitat. No. Ce frig e. Mi-a înghețat mâinile. Mamă, odăile dumitale, cea albă și cea violetă, au rămas aceleași. Odaia copiilor. Hai, ce frumos. Și ce dragă mi ești. Hei, aici dormeam când eram mică. Mă simt parcă și acum copil. Luna! Luna! Și Varia! Varia tot mai seamănă cu călugărița! Ca și odinioară, Varia, Varia! Dar și pe Duniașa am recunoscut-o! Duniașa! Trenul a întârziat cu 2 ore! Ce zici de asta? Mai întâi vreau să văd toată casa! Hai! Pe când vă aștept, Oh, să știi, de 4 nopți am închis ochii pe drum. Și acum sunt înghețată. Când ați plecat era zăpadă, germ, ca acum. Draga mea, luminița mea, bucuria mea. Trebuie să vă spun ceva de mai pomenit. Nu pot să mai aștept nicio clipă. Iar o poveste de-a. După pași contabilul Epihodo m-a cerut în căsătorie. Nu mai la asta ți-e gândit. Nici nu știu ce să fac. Mă iubește așa de mult. Odaia mea, ferestrele mele, parcă nici n-aș fi fost plecată. Sunt acasă la mine. Mâine mă scol dimineață și alerg în livadă. Dacă aș putea să dorm, n-am dormit tot timpul călătoriei, m-a chinuit, nu știu ce neliniște. Alaltăieri a sosit Piotr Sergeevici. Petra! Dorm în pavilionul, băi, acolo locuiește. Mi-e teamă să nu-l deranjez, zice. Ar fi trebuit să-l trezesc, dar Varia nu mi-a dat voie. Tu zice să nu-l scol. Duniașa, părere de cafea. Da. Mama vrea cafea. Numai decât Varia. Slavă Domnului că ați venit. Iată-te iarăși acasă. S-a întors sufletul meu. Frumusețea mea a venit. Prin cât am trecut? Cred. Când am plecat era frig. Tot drumul Charlotte n-a făcut decât să vorbească și să ne arate fel de fel de scamatorii. De ce mi-ai mai dat-o pe cap pe Charlotte? Bine, drăguță, dar la 17 ani nu puteai pleca singură în străinătate. Iată-ne și la Paris. E frig și ninge. Eu vorbesc cu franțuzească îngrozitoare. Mama locuiește la al 5-lea etaj. Intru la ea și dau peste niște francezi, niște cocoane, un preot bătrân cu o carte în mână și fum mult de tutun. O casă neprimitoare. Mi s-a făcut odată milă de mama. I-am luat atunci capul în mâini și l-am strâns la piept. De nu-mi venea să-i mai dau drum. Iar mama mă mângâia într-una și plângea. Te rog, mai îmi spune. Nu-mi spune. Vânduse vila de la Monton și nu-i mai rămăsese nimic. Nici mie nu mai îmi rămăsese niciun ban. Abia m-a făcut ce să ne întoarcem vară. Și mama nu înțelege nimic. În timpul călătoriei mâncam la bufetele din gară. Ei cerea tot ce era mai scump și dădea chelnerilor câte o rublă bacșiș. Charlotte la fel. Iașa cerea și el o masă întreagă. Era groaznic. Iașa e la cheul mamei, l-am adus cu noi. L-am văzut, icălosul. Ia, spune-mi, Varia, ați plătit o bândă? Da, de unde? În august o să vândă moșia. Varia, te-a cerut în căsătorie Lupain. Doar te iubește. De ce nu lămuriți între voi lucrurile? Ce mai așteptați? Nu, cred că nu o să se facă. Cum? Nu-și vede capul de treabă și apoi nu-i arde lui de mine. Nici nu-mi dă atenție. Toți vorbesc de căsătoria noastră, toți mă felicită și pentru ce? Varia. Pentru nimic, totul e ca un vis. Ce frumoasă broșai. Ce e asta, o albină? Da, mi-a cumpărat-o mama.
La Paris am zburat cu balonul. S-a întors sufletelul meu. Frumusețea mea a venit. Toată ziua cu treburile gospodării nu mă gândesc decât la un singur lucru: să te văd odată măritată cu un om bogat. Atunci o să mă liniște și eu și am să colind mânăstirile. Aș tot umbla. Doamne, ce splendoare! Da, cântă păsările în livadă. Cât să fie ceasul, pare? Aproape 3. Draga mea, e timpul să te culci. Ce splendoare! Pot să trec? Cât pace să nu te mai recunosc așa, cum te-ai schimbat în străinătate. Da, nata, cine ești? Când ai plecat, eram doar șchioapă. Nu-ți mai aduce aminte de mine? Dunia așa. Ștrengăroaico. Ce s-a mai întâmplat? Am spart-o, farfuriu. Nu-i nimic, poate noroc. Ar fi trebuit să o vezi pe mama că te dai aici. Nu, nu, am spus să nu-l trezească. Da. Sunt 6 ani când a murit tata. O lună după aceea s-a necat în râu fratele meu Grișa, un băiețel drăguț de 7 ani. Mama n-a mai putut îndura și atunci a plecat fără să mai privească înapoi. O, dacă ar ști cum o înțeleg. Petea Trofimov era preceptorul lui Grișa. Da, întâlnirea cu el ar putea să-i reamintească totul. Doamna își va bea cafeaua aici. E gata. Dumneașa a dat frișca. Am uitat. Nu, sfârșitul. S-au întors de la Paris. Și boierul plecau din vară la Paris, dar cu Rătvanul. De ce răsfirs? Aud, s-a întors stăpâna. Dacă am apucat ziua asta acum, pot să mor liniștit. Când te gândești, surioară, că a fost o vreme când dormeam amândoi în odaia asta și acum am 51 de ani. Ce ciudat! Da, vremea trece. Ce-ai spus? Am zis că vremea trece. Aici mai miroase încă paciulii. Poate să mă culc. Noapte bună, mă. Ania, copilul meu drag, ești mulțumită că te-ai întors acasă? Eu tot nu pot să-mi vine. La revedere, unchiule. Ce mult semeni cu mama ta. La vârsta ei, Liuba, erai la fel? E foarte obosit. Da, ce vrei, drum lung. Domnilor, e trecut de 2, ar trebui să ne retragem. Varia! Ai rămas aceeași, Varia. Să dăm cafeaua și pe urmă plecăm cu toții. Pune-ți perina aceasta sub picioare. Mulțumesc, mulțumesc, dragul meu. Am luat nărabul cafelei. Beau oricând, și ziua și noaptea. Mulțumesc. Eu mă duc să văd dacă s-au adus toate lumele. Bătrânelul meu, Varia. Să fie oare adevărat. Sunt eu. Și sunt aici. Să fie numai un vis. Ai, îmi iubesc țara și o iubesc mult. Nu puteam să privesc pe fereastra vagonului fără să plâng. Nu, nu trebuie să-mi beau cafeaua. Mulțumesc, Vils. Mulțumesc, mulțumesc mult, bătrânelul meu. Îmi pare atât de bine că mai trăiești. Alaltă ieri. Nu mai aud de bine. Eu trebuie să plec pe la 5 la Harkov. Ce păcat, aș vrea să mai rămân să mai vorbim. Sunteți tot atât de minunată. Ba, s-a făcut și mai frumoasă. Îmbrăcată ca la Paris, te dă gata. Fratele noastră, Leonid Andrei, îți spune că sunt un bădăran, un țărănoi îmbogățit, dar ia puțin în pasă. N-are decât să vorbească. Aș vrea numai ca dumneavoastră să aveți încredere în mine ca altădată, ca ochii ăștia minunați și duioși să mă privească tot ca înainte. Taică mi-a fost iobac la bunicul și la tata dumneavoastră, dar dumneavoastră l-ați făcut cândva atâta pentru mine încât am uitat tot și vă iubesc ca pe o rudă, mai mult decât ca pe o rudă. Nu mai pot, Stalo, nu mai pot, nu știu, nu sunt în stare. Cum am să îndur atâta bucurie? Puteți să și râdeți de mine, sunt o nebună, dar dragul meu, Dolapior,
Pribova, Andreea. Și măsuța mea scumpă. Să știi că în lipsa ta a murit de daca noastră. Da? Fii țărâna ușoară, mi s-a scris. Știți, eu aș fi vrut să spun ceva foarte plăcut și care să vă bucure, să... Dar eu plec numai decât și n-am timp să vorbesc prea mult. Dar așa, două, trei vorbe. Ați aflat, cred că, livada dumneavoastră de Vișin se vinde pentru datorii. Da, da. Data licitației la 22 august. Dar nu vă speriați, dragă Liubov Andreevna. Dormiți liniștită că mai e scăpare. Iată planul meu. Vă rog numai să mă ascultați. Proprietatea dumneavoastră se află la numai 20 de verste de oraș, aproape de noua cale ferată, și dacă livada de Vișin și pământul de pe malul râului s-ar împărți în loturi pe care le-ați arânda pentru vile, da, ați avea un venit de cel puțin 25.000 de ruble pe an. Cum? Iartă-mă, dar e o prostie. Eu nu înțeleg, nu te înțeleg, nu înțeleg nimic, Ermolai Alexeici. Dar veți lua de la arendaș cel puțin câte 25 de ruble pe an de deseatină. Și dacă veți anunța asta chiar acum, până la toamnă, uite, mă prind pe orice, că nu va rămâne nicio bucățică liberă. Eu cred că vă pot felicita, sunteți salvați. Poziția e minunată, râul e adânc, numai că va trebui făcută puțină rânduială, puțină curățire. De exemplu, vor trebui dărâmate toate hardughiile cele vechi și casa asta, care nu mai e bună de nimic. Va trebui de asemenea să tăiați și vișinii bătrâni din livadă. Voi tăiem? Da. Iartă-mă, dragul meu, dar nu pricep nimic. Dacă există ceva interesant în toată gubernia, aș putea spune chiar fără seamăn. Apoi numai livada noastră de Vișinie. Livada dumneavoastră nu-i fără seamăn decât prin întinderea ei. Vișinii rodesc odată la doi ani și atunci nu știți ce să faceți cu vișinile, că nu le cumpără nimeni. Dar până și în dicționare, enciclopedic, scrie despre livada noastră. Iertați-mă, dacă nu vom găsi nimic și nu vom lua nicio hotărâre, atunci... La 22 august, livada de Vișini și întreaga proprietate vor fi vândute la licitație. Vă rog, hotărâți-vă. Vă jur că altă scăpare nu e niciuna. Pe vremuri, acum 40, 50 de ani, vișinile se puneau la uscat sau se murau în oțet, ori se făceau din ele vișinată sau se fierbeau pentru dulceață. Atunci... Ia mai taci, Firs! Trimiteau la Moscova sau la Harkov căruțe întregi de vișine uscate și ieșeau bani în glumă. Și vișinile uscate pe vremea aceea erau fragede, zemoase, dulci, parfumate. Se cunoștea un meșteșug anumit pentru ele. Dar și acum? Cine mai știe meșteșugul ăsta? Nimeni l-a uitat toată lumea. Placul la țară stăteau numai proprietarii și țăranii, dar cu s-au ivit și vilegiaturiștii. Toate orașele, chiar și cele mici, sunt înconjurate de vile. Și am putea spune că peste 20 de ani, vilele astea se vor înmulți foarte mult. Acum cei care vin pe timpul verii se mulțumesc să-și bea ceai, un cerdac, dar s-ar putea întâmpla ca în viitor să-și înșghebeze pe deseatina lor de pământ o adevărată gospodărie și atunci livada dumneavoastră de vișini va ajunge o regiune de îndestulare, de frumusețe, de bogăție. Hai, ce prostie! Mama, ai primit două telegrame. De la Paris. Gata. S-a sfârșit cu Parisul. Știi tu, Liuba, câți ani are dulapul ăsta? Luna. Acum o săptămână, da? Trăgând sertarul de jos, am văzut niște date arse cu fierul. Dulapul a fost făcut acum 100 de ani. E, ce spui? Am putea să-i sărbăm jubileul. Fără îndoială, e un lucru neînsuflețit. Totuși, oricum ar fi... E un dulap de cărți. 100 de ani. Da. E ceva. Dulap scump și stimat. Salut existența ta, care de 100 de ani e destinată idealului luminos al binelui și dreptății. Chemarea ta tăcută pentru o muncă rotnică n-a slăbit de-a lungul unui veac întreg, susținând în familia noastră, din tată în fiu, curajul și credința generațiilor într-un viitor mai bun, crescându-ne în spiritul idealurilor de bine ale conștiinței sociale. Și de același, Leonea,
A, iertați-mă, Charlotte Ivanovna, n-am avut timp să vă salut. Dați-mi voie să vă sărut mâna. Na, dacă ți-aș da voie să-mi săruți mâna, după aceea îi dori cotul și apoi umărul. Astăzi îmi merg toate pe dos. Charlotte Ivanovna, fă-ne o scamatorie de-a dumneavoastră. Na, acum nu pot, nu. Mie mi-e somn, acum nu pot. Am plecat să mă culc. E timpul să plec și eu. Ne vom revedea peste 3 săptămâni. Până atunci, rămâneți cu bine. E timpul să plec. La revedere, Leonid Andreiici. La revedere. La revedere, Lyubov Andreevna. Nu-mi vine să plec. Dacă vă mai gândiți la cele ce v-am spus cu privire la parcelare și luați vreo hotărâre, dați-mi de știre. Aș putea să vă fac rost de un împrumut de vreo 50.000 de ruble. Da. Gândiți-vă serios. Dar pleacă odată. Da, bine, bine, plec, uite. Mă duc, bine. Rămâneți cu mine. Ce bădăran. Iertați-mă, vă rog. Știu că Varia se căsătorește cu el, e logodnicul ei. Unchiule, nu vorbi prea mult. Și adică de ce nu Varia? Eu m-aș bucura foarte mult, este un om de ispravă. Da, e într-adevăr un om foarte de ispravă. Am băut cafeaua. Putem să mergem la culcare. Da. Iar v-ați pus pantalonii ăștia. Și? Nu știu ce să mă mai fac cu dumneavoastră. Andrei, doar. A răsărit soarele și nu mai e frig. Uite, mamă, ce minunat sunt pomii. Doamne, Doamne, ce aer. Cântă grauri. Toată livada e albă. Ții minte, Liuba? Aleea asta lungă care se întinde ca un brâu nesfârșit. Da. Și strălucește nopțile cu lună. O mai ții minte? N-ai uitat-o? Zile nevinovate ale copilăriei mele. Dormeam în camera asta. De aici priveam livada. Fericirea se trezea odată cu mine în fiecare dimineață. Și livada era ca și acum. Nimic nu s-a schimbat. Totul e alb. Ah, livada mea. După o toamnă grea și o iarnă rece, iată-te iarăși tânără și plină de fericire. Te-aș putea să lepăd povara asta din inimă și de pe umerii mei. Te-aș putea să uit trecutul. Și livada asta s-o vândă pentru datorii. Nici nu-ți vine să crezi. Ai, ce livadă minunată! Grămezi albe de flori, un cer albastru. Livada Andreevna, vreau numai să vă urez bun venit și apoi plec. Mi-au spus aștept până dimineața, dar n-am avut răbdare. Dar cine-i dânsul? E Petea Trofimov. Petea Trofimov, Petea? Fostul preceptor al lui Grișa. Cum, s-a mai fi schimbat așa de mult? Petea! Ce se numește? Petea! Ajunge, Liuba. Liuba, ajunge. Petea, ți-am spus să aștepți până dimineață. Eu da... Liniștiți-vă. Copilul meu. Nu, vă rog, liniștiți-vă. Mamă, copilul meu a murit. S-a necat. De ce? De ce? De ce? De ce? Prietene drag. Liuba, liniștiți-vă. Liuba. Da, Ania, doarme acolo și eu vorbesc tare. Da. Fac mult zgomot. Ce-i, Petea? Eu? De ce te-ai schimbat așa? De ce ai îmbătrânit? Știți, în tren o babă mi-a zis boier năpârlit. Eu când am plecat, erai încă un copil, un student chipeș și acum, uite, ți s-a rărit părul, porți ochelari. Tot student ești? Da, da, și poate am să rămân student pe viață. Ei, acum cu toții la culcare, hai! Hai, Luna, hai, de-ai îmbătrâni și tu, da, Luna. Da. Măicuța a rămas aceeași. Nu s-a schimbat deloc. Asta așa e. Dacă pentru o boală se prescriu multe leacuri, să știi că boala e de nelecuit. Eu gândesc toată vremea, înfrământ creierul, găsesc multe căi, foarte multe chiar. De fapt însă niciuna. Ar fi bine dacă am moștenit pe cineva. Ar fi bine poate să o mărităm pe Ania cu un bărbat foarte bogat. Ar fi bine chiar să mergem la Iaroslav și să ne încercăm norocul cu mătușa noastră, contesa. E bogat, e foarte bogat.
Poate ne-ar ajuta, mătușă. Dar nu, nu mai scânci. Mătușa noastră e foarte bogată, dar nu ne iubește. Mai întâi pentru că sora mea s-a căsătorit cu un avocat și nu cu un nobil. Are mult suflet, e bună, e drăguță. O iubesc foarte mult, dar oricâte circumstanțe atenuante am născut, și trebuie să recunoaștem că e o femeie vicioasă. Și lucrul ăsta se simte până în cele mai mărunte mișcări ale ei. Ce? Ce? Pe Ania. S-a deșteptat din cauza noastră. Ce-ai spus? Uite, mi-a intrat... Ce? Mi-a intrat ceva în ochiul drept. Da. Gata. Okay. Știi că joi am fost la tribunal? Ania, de ce nu dorm? Nu pot să dorm. Micuța mea, copilul meu drag. Tu pentru mine nu ești numai nepoata mea, ci îngerul meu păzitor. Totul, da, totul, crede-mă. Te cred, unchiule. Toți te iubesc și te estimează, dar ar trebui să nu vorbești, ci să taci mereu. Da. Uite, ce ai spus acum despre mama, despre sora ta? De ce le-ai spus toate astea? Da, e îngrozitor, dar cuvântarea pe care am ținut-o azi în fața dulapului, ce tâmpit am fost. Numai după ce am isprăvit, mi-am dat seama de toată tâmpenia ei. Într-adevăr, unchiule, ar trebui să taci. Să taci mereu. De dacă ai vorbit mai puțin, te simți mai liniștit. Da, o să tac. Două cuvinte numai să vă spun ce începusem. Joi am fost la tribunal, da. S-au strâns mulți prieteni și au început discuțiile despre una, despre alta și uite, până la sfârșit am înțeles că am putea obține un împrumut pe polițe ca să plătim procentele la bancă. Marți mă duc să mai vorbesc o dată. Maică-te o să vorbească cu Lopahin, desigur nu o să o refuze. Iar tu, Anea, după ce te vei odihni, vei pleca la Iaroslav, la contesă, la bunica ta. Așa că vom acționa din trei părți. Și treaba e ca și făcută. Vom plăti procentele, sunt sigur. Pe cinstea mea, jur pe ce vrei, că proprietatea nu se va vinde. Uite, jur pe fericirea mea. Bate mâna. Cârpă să-mi spui. Om fără cinste să-mi spui, cum vrei. Dacă las să ajungă la licitație, ți-o jur pe viața mea. Ce bun ești, unchiule, și ce deștept ești. Acum sunt liniștită, sunt chiar fericită. Leonid Andreiici. Ce? Când aveți de gând să vă culcați? Numai decât, du-te, Fils, te rog, du-te. Ce să fac? Astăzi mă voi dezbrăca și singur. Hai. Copilașilor, nani, amănântele pe mâine, acum duceți-vă la culcare. Eu sunt din generația de la 1880. Nu e ea lăudată prea mult, totuși vă pot spune că pentru convingerile mele am îndurat destul. Nu degeaba mă iubesc țăranii. Pe țăran trebuie să-l cunoști, trebuie să știi în ce fel să vii. Iar începi, unchiule. Taci, unchiule, taci. Leonid Andreiici. Mă duc. Hai, culcați-vă și voi. Noapte bună. Noapte bună. N-am un act în lege, de aceea nici nu știu câți ani am. Mereu mi se pare că sunt tânără. Când eram mică, tata și mama mergeau de la un bâlci la altul și dădeau reprezentații foarte frumoase. Eu făceam saltul mortal și alte diferite figuri și... Când au murit tata și mama, m-a luat o doamnă, o nemțoaică, care mi-a făcut educația. Apoi am crescut și m-am făcut guvernantă. Da, de unde sunt eu, cine sunt eu, nu știu. Cine sunt părinții mei? Poate nici nu au fost căsătoriți vreodată, habar n-am. Nu știu nimic. Am atâta nevoie să vorbesc cu cineva și n-am cu cine. Nu am pe nimeni.
Nu-mi pasă de lumea vrăjbită, de frați și vrăjmași, nici că-mi pasă. Ah, ce plăcut e să cânți la mandolină. Asta e chitară, nu mandolină. Pentru nebun îndrăgostit e o mandolină. Când dragostea e împărtășită de-a inimii mele aleasă. Groaznic mai cântă oamenii ăștia. E așa? Eu sunt un om cultivat, da. Citesc diferite cărți extraordinare, dar n-am ajuns încă să știu ce vreau. N-am ajuns încă să știu dacă trebuie să trăiesc, sau, ca să spun așa, dacă trebuie să mă împuși. Acum mă duc. Tu, Epihodov, ești un om foarte deștept și foarte primejdios. De ce? Fără îndoială că femeile te iubesc la nebunie, nu-i așa? Ce proști sunt toți deștepții ăștia. Ah, n-am cu cine să schimb o vorbă. Sunt singură, singură, n-am pe nimeni. Și nici nu știu cine sunt și nici de ce trăiesc. Întrucât mă privește la drept vorbind, fără să mă ating de alte lucruri, trebuie să vă spun, între altele, că soarta se poartă cu mine fără milă, precum furtuna cu o coajă de nucă. Admițând că mă înșel, atunci de ce, de exemplu, azi dimineață când m-am trezit, am văzut pe pieptul meu un păianjen de mărime nemaipomenită? Dunia, așa-mi dai voie să te deranjez cu două, trei cuvinte? Da, vorbește. Aș dori între patru ochi. Da, dumii. Adun pelerina din casă. Da. Vezi că e lângă dulap. Da. E cam umed aici. Bine, ți-o aduc. Omul cu 99 de nenorociri. Mare tâmpit între noi fie vorba. M-am făcut nervoasă. N-am astâmpăr. De mică m-au băgat la boieri și m-am dezobișnuit de viața de la țară. Uite ce albe sunt mâinile. Albe ca ale unei domnișoare. Acum sunt plăpândă și delicată. Mă tem din temir ce. E îngrozitor. E așa. E așa, dacă m-ai înșelat, nu știu ce s-ar întâmpla cu nervii mei. Dulceața mea. Desigur că o fată tânără trebuie să fie cu minte. Niciodată nu mi-au plăcut mie fetele cu purtări nechipzuite. Eu m-am îndrăgostit de dumneata ca o nebună, e așa? Dumneata știi multe și poți să vorbești despre toate. Uite, dumneata, care e părerea mea? Când o fată iubește pe cineva, înseamnă că e imorală. Ce plăcut e să fumezi o țigară de foi în aer curat. Ascultă, vin, boieri, fă-te că te duci acasă ca și când ai venit de la râu, știi? Da. De la scăldat și eu pe drumul ăsta. Altfel te lovești ei și o să credă că am avut o întâlnire. Nu pot să sufăr una ca asta, te rog, Dumnezeu, du-te pe... Țigara asta mi-a dat dureri de cap. Te rog. Trebuie să vă hotărâți până la urmă. Timpul trece, chestiunea e foarte simplă. Vreți să vă împărțiți pământul în parcele și să-l arendați? Răspundeți da sau nu, numai un singur cuvânt, vă rog. Ce fumează aici țigări de astea nesuferite? Iertați-mă, eu îmi dau. Nu e rău că s-a făcut o cale ferată. Uite, am putea merge până la ora să prânzim. Mai e timp. Dar numai un singur cuvânt, răspundeți-mi, vă rog frumos. De ce? E numai departe, mai aveam încă foarte mulți bani. Azi nu mai am aproape nimic. Biata mea Varia face toate economiile din lume, îi hrănește pe oameni cu supă de lapte, iar în bucătărie bătrânilor le dă numai mazăre și eu cheltuiesc banii fără nicio noimă. Uite! Dați-mi voie să-i strâng eu. Lăsați-te, vă rog. Ia așa, fii, te rog, atât de bun. La ce? De ce m-am mai dus să prânzesc în oraș? Restaurantul ăsta al vostru e prost și muzica la fel. Fețele de masă duhnesc ca să pun. Și tu, Leonea, de ce ai băut atât de mult? De ce ai mâncat atât? Azi la restaurant ai vorbit iar vrute și nevrute. Iar despre generația ta, despre decenalul optulea, despre decadenți. Și cui ai vorbit
chelnerilor despre decadenți. Da, e adevărat. Vom îndoială, cu mine nu mai e nimic de făcut. Și tot ce tot învârtești, e așa. Nu pot să vă aud glasul fără sărți, credeți. Ai auzit? E bine, alege. Sau el, sau eu. Pleacă, ia așa, pleacă, pleacă de aici. Plec mai decât imediat. Am auzit că bogătașul Dariganu vrea să cumpere moșia. Se zice că va lua chiar parte la licitație. Da, de unde știi? Da, se vorbește în oraș. Mătușa din Iaroslav a făgăduit să ne trimite bani. Dar când și câți, nu se știe. Dar câți ar putea să mă trimite? 100, 200 de mii? Dacă n-ar trimite 10, 15 mii, da, am fi mulțumiți. Nu, vă rog să mă iertați, dar n-am întâlnit niciodată oameni atât de nechipzuiți, atât de nepractici și de ciudați ca dumneavoastră. Vi se spune verde în față că vi se vinde proprietatea și nu vreți să înțelegeți de fel. Bine, dar ce putem face? Păi învață-ne! Dar ce să vă spun? Că în fiecare zi nu fac decât asta. În fiecare zi vă spun același lucru. Și livada de vișini, și pământul trebuie neapărat date în arendă pentru vile și asta chiar acum, cât mai repede. Licitația aproape, înțelegeți, vă rog. De îndată ce o să vă hotărâți, vă vor da bani câți vreți și veți fi salvați. Vile? Da. Și viligiaturiști? Da, bineînțeles. Oi, dragul meu, iartă-mă, dar este banal. E, nu. Eu sunt cu totul de părerea ta. Ai, să încep să plâng sau să legem, nu mai pot. M-ați scos din fire. Iartă-mă, Leonid Andrici, că ți-o spun în față, dar te ești cu o muiere, domnule. Cum? Ce ai spus? O muiere, ștase, vă rog să vă iertați, am plecat. Păi nu pleca, nu, rămâi, dragul meu, te rog. Haide, poate că găsim ceva, ce să mai găsiți, ce să mai găsiți? Nu pleca, te rog, când ești aici, îmi pare totul mai vesel. Uia, nu știu, tot aștept să se întâmple ceva și parcă mi-e teamă că se dărâmă casa peste noi. Multe păcate mai avem. Dar ce păcate, Liubova Andreevna? Se zice că mi-a încheltuit toată averea pe caramele. Da, multe păcate. Totdeauna am risipit banii ca o nebună și m-am căsătorit cu un om care făcea numai datorii. Soțul meu bea îngrozitor. A murit din cauza șampaniei. Din nefericire, m-am îndrăgostit de un altul și m-am dăruit lui. Dar tocmai în acea vreme o primă pedeapsă m-a izbit ca o măciucă în creștet. Băițelul meu s-a necat, uite acolo, în râul acela. Ne. Atunci am plecat în străinătate. Am plecat ca să nu mă mai întorc niciodată și să nu mai văd râul ăsta. Am fugit cu ochii închiși, desnădăștuită. Dar el m-a urmărit fără milă. Nu m-a cruțat. Am cumpărat o vilă lângă Manton. Acolo s-a îmbolnăvit. 3 ani n-am știut ce odihna, nici ziua, nici noaptea. Mi-am sleit puterile căutându-l, mi s-a vlăguit sufletul. Și anul trecut, când am vândut vila ca să plătim datoriile și am plecat la Paris, el mi-a luat tot și m-a părăsit pentru alta. Am încercat să mă otrăvesc. Așa de stupid. Așa de rușinos. Apoi, dintr-o dată, mi s-a făcut dor de Rusia, de țara mea. Mi s-a făcut dor de fata mea. Telegrama asta am primit-o astăzi de la Paris. E tu de la el. Mă roagă să-l iert și să mă întorc. Parcă se aude o muzică undeva. E faimoasa noastră orchestră. Îți amintești? Tot mai există. Da. Bine, dar trebuie să-i chemăm o dată la noi și să dăm o petrecere. Eu n-am nimic. Seara la teatru am văzut o piesă tare nostimă. Uite, sunt sigură că nu era deloc nostimă. Ar fi mai bine să vedeți mai puține piese și să vă cercetați mai des pe voi înșivă. Cât e de cenușie viața voastră tuturor și câte vorbe de prisos mai spuneți. Da, asta e adevărat. Și ca să vorbim deschis, viața noastră e stupidă. Taică-miu era un țăran necioplit care nu pricepe nimic. Nu m-a dat la învățătură, dar știa să-mi care cu bățul când se îmbăta. La drept vorbind, sunt și eu
tot atât de neciopli și de incult ca și el, nu știu nimic. Și când scriu, mi-e și mie rușine de scrisul meu. Ei, trebuie să te însori, dragul meu. Da, asta e adevărat. Dacă îi luau pe Varia. Da. E fată bună. Da. E o fată modestă, nu e frică de muncă și mai ales te iubește. Mi se pare că și dumitale îți place de multă vreme. Liniște că nu m-aș da în lături, e o fată bună. Mie mi s-a propus o slujbă la bancă, 6.000 de ruble pe an. Ce zici? Nu-i de tine, vezi-ți de treabă. Da, da. Cunașule, îmbrăcați pardesiul, vă rog, e umezeală. Mă plictisești, Firs. Nu face nimic. Azi dimineață iar ați plecat fără să-mi spuneți. Ai îmbătrânit, Firs? Aud. Spune că ai îmbătrânit. Da, da, trăiesc cam de multișor. Nici nu era născut tatăl dumneavoastră și pe mine voiau să mă însoare. Când s-a făcut dezrobirea, ajunsesem prim valet. N-am primit să fiu liber și am rămas la boieri. Țin minte că toți ceilalți erau bucuroși, dar de ce... Nici ei nu știau. Păi nu, ce bine era înainte. Cel puțin putea să mă znopească în bătaie, nu? Da, da, cred și eu. Țăranii erau cu boierii, boierii erau cu țăranii. Acum fiecare o apucă în altă parte. Cine mai pricepe? Cine... Mai taci din gură, Firs? Mâine trebuie să plec la oraș. Mi-a făgăduit cineva să mă prezinte unui general care ar putea să ne împrumute pe polițe. Nu folosește la nimic! Vă asigur că nu o să plătiți nici dobânzile! Mai urează! Nu există niciun general. Uite pe copiii noștri! Uite, iată-mi, mama! Veniți! Hai, veniți, veniți, dragile mele! Dacă ați ști amândouă cât vă iubesc! Stați lângă mine! Aici, aici, și dumneata, Petea! Da, mulțumesc! Veșnicul student mereu printre domnișoare! Asta nu e treaba dumitare! În curând o să împlinească 50 de ani și tot student e! Lasă glumele tâmpite! Dar de ce te super om, sucit? Lasă-mă în pace! Stai! Îngăduie-mi să te întreb, care e părerea dumitare despre mine? Da. Uite ce cred eu despre dumneata, Ermolae Alexeici! Da. Ești un om bogat și în curând vei fi milionar! Dar rostul dumitale în jocul marilor prefaceri este acela unui animal de pradă care înghite tot ce iese în cale. Petea, lasă, mai bine spune-ne ceva despre planete. Nu, nu, să continuăm discuția noastră de-aseară. Da. Despre ce vorbeam? Despre omul mândru. Da, am vorbit ieri mult, dar n-am ajuns la nicio concluzie. Judecând simplu, fără speculații, despre ce mândrie poate fi vorba, ce sens poate avea ea atât timp cât fiziologic, omul este rău alcătuit. Da. Iar în marea noastră majoritate suntem groșolani, lipsiți de inteligență și profund nefericiți. Da, da. Nu? Trebuie să încetăm odată să ne încântăm de noi înșine. Trebuie să ne apucăm să muncim. Da, da, da. Da. De murit, tot vom muri. Cine știe? Și ce înseamnă a muri? S-ar putea ca omul să aibă 100 de simțuri și când moare, să-i dispară numai cele 5, cunoscute 9, iar restul de 95 să rămână vii. Ce deștept ești, Petea! Lucru mare! Omenirea merge înainte și își desăvârșește forțele. Tot ceea ce ne depășește azi, într-o zi va fi un lucru pe înțelesul tuturor, obișnuit. Numai că trebuie să muncim, să ajutăm din toate puterile noastre pe cei ce caută adevărul. La noi, în Rusia, deocamdată nu sunt decât foarte puțini cei care lucrează. Marea majoritate a intelectualilor pe care îi cunosc nu caută nimic, nu fac nimic și până acum nu sunt în stare să muncească. Își spun intelectuali, dar își tătuiesc servitorii și se poartă cu țăranii cum te-ai purtat cu niște vite. Da, da, da. Nu se trude să învețe, nu citesc nimic serios, nu fac absolut nimic. Iar despre știință, nu fac decât să vorbească, iar arta nu o înțeleg. Toți își iau aere gravă, fac niște mutre serioase și vorbesc numai despre lucruri importante, filozofează, în timp ce, în văzul tuturor, muncitorii se hrănesc ca vai de lume, dorm fără perne câte 30-40 într-o cameră, năpădiți de ploșnițe, duhoare, umezeală și promiscuitate. Cum ne-am mai putea îndoi că frumoasele noastre discursuri nu sunt decât pentru a ne păcăli pe noi și pe alții? Arătați-mi unde sunt leagănele de copii despre care se vorbește atât. Unde sunt bibliotecile? Unde? Nu se știe de ele decât din romane. În realitate ele nu există. Totul nu e decât murdărie, vulgaritate, sălbăticie. Eu mă tem de mutrele prea grave, nu-mi plac. Mie mi-e frică și de discuțiile serioase. Mai bine să tăcem cu toții. E bine,
Află că eu mă scol înainte de ora 5 dimineața. Muncesc din zor până în seară, toată ziua. Mănuiesc banii mei și ai altora. Și văd cum sunt oamenii din jurul meu. Trebuie să te apuci să faci ceva ca să-ți dai seama cât sunt de puțini oamenii cinstiți și cum se cade. Câteodată că nu pot să ador, mă gândesc: Doamne, Tu ne-ai dat păduri nesfârșite, câmpii cât vezi cu ochii, zări fără de margini, și trăind în ele, ar fi trebuit să fim și noi niște uriași. Uriași? Păi la ce bun! Uriașii sunt frumoși numai în bazme. Viața de toate zilele te sperie. Ce-i asta? Nu înțeleg. Nu știu. Poate undeva departe, într-un put de mină, s-a rupt funia ascensorului. Sau poate să fie și o pasăre. Sau vreun bătlan. Sau vreo bufniță. Nu știu de ce, dar e ceva neplăcut. Înainte de nenorocire, tot așa s-a întâmplat. A țipat o cucuvea și samovarul a șuierat fără întrerupere. Înainte de ce nenorocire? Înainte de dezrobire. Știți ce, prieteni? Să mergem. E târziu. Ce-i cu tine, Ania? Ai ochii plini de lacrimi. N-am nimic, mamă. Să mergem, domnilor. Să mergem. Avaria! Poftim. Știi? Am pus la cale căsătoria ta. Te felicit. Mamă, cu așa ceva nu se glumește. Ohmelia, te du la mănăstire. Mi-au început să-mi tremure mâinile. N-am mai jucat de mult biliard. Ohmelia, o nimfă, pomenește-mă în rugăciunile tale. Să mergem, domnilor. Haideți să servește cina curând. Cum m-a speriat. Și acum îmi bate inima. Vă mai aduc aminte că la 22 august se va vinde livada de vișini. Gândiți-vă la asta. Gândiți-vă bine. Bine, bine, dar acum hai la cină. Haideți, haideți. Bine că au plecat. Acum suntem singuri pe dea. Varia se teme să nu ne îndrăgostim unul de altul și se ține toată ziua de noi. Da. Cu mintea ei strâmbă, ea nu poate înțelege că noi suntem mai presus de dragoste. Că năzuim... Să ne ridicăm peste tot ce e meschin și trecător, peste tot ceea ce ne împiedică să fim liberi și fericiți. Iată adevăratul înțeles și țelul vieții noastre. Înainte! Nimic nu ne va opri să ne urmăm calea spre steaua ce strălucește aprinsă în depărtare. Înainte! Deci, să nu rămâneți în urmă, prieteni. Ce frumos vorbești! Oi, ce minunat e azi aici! Da, vremea e frumoasă. Ce ai făcut din mine, Petra? Simt că nu mai țin la livada de vișini ca până acum. Cât mi era de drag înainte. Mi se părea că pe pământ nu e alt loc mai frumos ca livada noastră. Toată Rusia e livada noastră. Pământul e mare și frumos și are multe locuri minunate. Gândește-te numai, Ania, că bunicul dumitale, străbunicul și toți strămoșii dumitale au fost boieri. Da. Nu? Da. Stăpâni peste robi, peste suflete vii. Nu simți cum sufletele astea te privesc din fiecare vișini din livadă? Din fiecare frunză, din fiecare trunchi. Nu le auzi glasurile? Ați fost stăpâni peste suflete vii. Și asta v-a stricat într-atât pe toți? Toți care au trăit înainte și care trăiesc și acum, încă nici mama dumitale, nici dumneata, nici unchiul dumitale nu băgați de seamă că trăiți pe datorie, pe spinarea altora, pe socoteala celora pe care nici nu le lăsați măcar să vă intre în casă. Știu, Peta. Noi am rămas în urmă cu cel puțin 200 de ani. Nu am făcut încă nimic. Nu avem încă un gând limpede despre trecutul nostru. Noi filozofăm, doar ne plângem de plictiseală și bem vodcă. Eh, vezi, e atât de limpede că pentru a începe să trăiești cu adevărat, trebuie mai întâi să-ți răscumperi trecutul, să-i sprăvești cu el. Și nu poți să-l răscumperi decât prin suferință, printr-o muncă uriașă și neîntreruptă. Înțelege asta, Ania? Casa în care trăim nu mai e de multă noastră. Și eu am să plec din ea. Îți dau cuvântul meu. Dacă ai cheile casei, aruncă-le în fântână și pleacă. Fii liberă ca vântul. Câtă dreptate ai. Crede-mă, Ania, crede-mă. N-am încă 30 de ani, sunt tânăr, sunt încă student, dar am îndurat atâtea. Cum vine iarna, sunt flămând bolnav, neliniștit, sărac, ca un cerșător. Și pe unde nu m-am mânat soarta, unde n-am fost? Și totuși, întotdeauna, zi și noapte, în fiecare clipă, sufletul meu a fost plin,
plin de presimțiri nelămurite. Eu presimt fericirea alea. O văd de pe acum, știi? Răsare luna. Da. Ana, unde ești? Da. Ania. Uite, răsare luna. Iată fericirea. Uite, o vine. Se apropie tot mai mult, tot îi aud pașii. Și chiar dacă noi nu vom vedea, nu vom cunoaște, n-are nicio importanță. Vor vedea-o alții. Aia, unde e? Iar valea, Aia. E revoltător. Ce să-i faci? Haide-mi la râu, acolo e bine. Să mergem. Ania, unde ești? Ania! S-a ținut licitația. Nu era deloc nimerit să chemăm muzicanții și nici să dăm bal. Nu e nimic. Petea? Da? Uite un pachet de cărți. Gândește-te la o carte. Charlotte Ivanovna. Așa, acum amestecă-le, așa. Dă-le încoace, Petea. Eins, zwei, drei. Și acum caut un buzunar din tale. E om de pică, e adevărat. Ia tu, uite. Răsune repede, ce carte e deasupra? Dama de pică. Este, și ce carte e de desubtul ei? Asul de cupă. Este. Atenție, vă rog, altă scamatorie. Iată un plet foarte frumos. Nu vrea nimeni să-l cumpere? Da. Iată, uite cine e după plen. Ania, bravo, Charlotte Ivanovna. E, gata, am terminat cu scamatoriile. Plec la muzicant. Nu înțeleg ce face Leonid atâta în oraș. Eu cred că totul trebuie să fie isprăvit. Ori s-a vândut proprietatea, ori nu s-a ținut licitația. Atunci de ce să ne lase atâta vreme în nesiguranță? Mamă, sunt sigură că unchiul a răscumpărat-o. Da. Unica a trimis o procură să cumpere proprietatea pe numele ei cu trecerea datoriei. O fi făcut asta pentru Ania. Da, bunica din Iaroslav a trimis 15.000 de ruble ca să cumpărăm proprietatea pe numele ei. În noi nu are încredere. Dar banii ăștia nu ajung nici ca să plătească dobânzile. Astăzi se hotărește soarta mea. Mamă. Varia, Madame Lopahina, veșnicul student. De două ori te-au dat afară din universitate. Varia, dragă, de ce te superi, Varia? Te tachinează cu Lopahin. Ei, și ce? Tu vrei să te măriți cu el? Mărită-te. E un om bun și-mi place. Atunci, hai, mărită-te, nu înțeleg ce mai aștepți. Dar bine, mamă, dar nu o să-l cer eu în căsătorie. Sunt 2 ani de când toți îmi vorbesc de el și numai el nu spune nimic sau face glume. Îl înțeleg. Acum umblă după avere și are treburile lui și n-are timp să se gândească la mine. Dacă aș avea bani, măcar 100 de ruble, aș lăsa toate și m-aș duce departe. Aș intra la mănăstire. Oh, ce splendoare! Un student nu are voie să spună prostii. Da. Ce urât ai făcut, Petea? Cum? Cum ai îmbătrânit? Nu pot să stau fără treabă. În fiecare clipă trebuie să fac ceva. Iertați-mă. Nu mai tachina, Petea. Nu vezi că și așa e destul de mâhnită? Da, prea se prăpădește cu firea. Prea se amestecă în câte nu o privesc. Toată vara nu ne-a dat pace, Anii și mie. Se temea să nu ne fi îndrăgostit unul de altul. Ce-i pasă ei? Și afară de asta nu i-am dat niciun prilej să gândească așa cum gândește. Sunt atât de departe de astfel de banalități. Noi suntem mai presus de dragoste. Eu însă, din păcate, cred că sunt mai prejos. De ce nu se întoarce Leonid? Aș vrea numai să știu. S-a vândut sau nu? Mi-e atât de greu să-mi închipui că s-ar putea întâmpla o astfel de nenorocire încât... Nu știu ce să cred. Îmi pierd capul, simt... Și că sunt în stare să țip. Să fac vreo prostie. Salvează-mă, Petea. Spune ceva, vorbește. Dacă s-a vândut sau nu s-a vândut astăzi proprietatea, nu-i tot una? De mult s-a hotărât cu ea, fără putință de revenire. Liniștiți-vă, dragă doamnă. Nu trebuie să vă mai mințiți singură. Măcar o dată priviți adevărul în față. Adevărul? Adevărul, da. Care adevăr? Adevărul. Dumneata știi unde e adevărul și unde nu e.
Dar eu parcă am orbit, nu mai văd nimic. Dar te rezolvi curajos toate problemele mari ale vieții. Dar spune-mi, dragul meu, nu cumva pentru că ești tânăr și pentru că n-ai avut încă timp să suferi din cauza vreuneia din aceste probleme și dacă privești viitorul cu încredere, nu faci oare pentru că nu vezi și nu aștepți nimic care să te îngrozească, pentru că viața e încă ascunsă ochilor dumitale tineri. Nu, un moment. Ești mai îndrăzneț, mai cinstit, mai adânc decât noi, dar gândește-te. Gândește-te bine și fii cât de cât mai mărinimos, scruță-mă. Deci, eu m-am născut aici. Aici au trăit tata și mama, aici a trăit și bunicul meu. Iubesc casa asta. Nu vine să cred că aș putea trăi fără livada de vișini și dacă ea trebuie neapărat să fie vândută, ei bine, vindeți-mă și pe mine, împreună cu ea. Și fiul meu s-a necat tot aici, Petea. Petea, fiți milă de mine. Ești un om bun. Știți, vă compătimesc din toată inima. De altfel să știi că trebuia să spui lucrul ăsta. Cum? Altfel. Nici nu știi ce povară simt pe suflet. Aici e prea mult zgomot. Inima îmi tresare la fiecare mișcare. Tremur. Și nu pot nici să mă închid în odaia mea, pentru că mi-e frică de singurătate. Da. Nu, Petea, nu mă judeca aspru. Eu țin foarte mult la dumneata. Țin ca la o rudă apropiată. Să știi că e bucuroasă, ți-aș da-o pe Ania, ți-o jur. Da. Dar vezi, dragul meu, că trebuie mai întâi să ți sprăvești studiile. Dumneata, nu faci nimic. Cum nu? Păi, lași să te arunce soarta dintr-un loc într-altul. Asta e foarte ciudat. Nu-i așa? E și cu barba asta ce-i de gând? Că nu vrea să crească deloc. Caragios ești, Petia. Da. Eu nu țin să fiu frumos. Mă rog, poftiți, v-a căzut o telegramă. Da. Bine, e o telegramă de la Paris. La Paris. În fiecare zi primesc câte una. Ieri una, azi alta. Nebunul acela iar s-a îmbolnăvit, iar îi merge prost. Îmi cer iertare. Mă imploră să mă întorc. Și într-adevăr, eu ar trebui să plec la Paris. Să stau lângă el. Cum? Te uit la mine aspru. Dar ce pot face, Petea? Cum adică? Un moment. Ce pot să fac? El este bolnav? E singur? Nenorocit, cine să-l îngrijească acolo? Dar cine să-l împiedice să facă prostii? Cine să-i dea doctoriile la timp? Ah, și de ce m-aș mai ascunde? Și de ce aș tăgădui când e limpede că-l iubesc? Stimată doamnă? Îl iubesc. E ca o piatră care îmi stă legată de gât și mă trage la fund. Tata, vezi? Vezi, eu iubesc piatra asta și nu pot fără ea. Nu, Petia, nu mă judeca aspru. Mai bine taci, Petia, nu spune nimic. Vă rog să-mi iertați sinceritatea. Uitați că v-a furat? Nu, asta să nu spui. Nu. Cum să nu? E o secătură. Dumneavoastră sunteți singura care n-ați aflat-o încă. E un ticălos, un om de nimic. Cu toți cei 26 sau 27 de ani dumitale, Petea, nu ești decât un licean. Ei, și? Păi la vârsta dumitale e timpul să fii bărbat? Mă rog? Să înțelegi pe cei ce iubesc și să iubești la rândul dumitale. Da, așa este, să știi. Și nu mai vorbim mie de curățenia dumitale sufletească, pentru că nu ești decât un bleg, dar un biet caragios, o pocitanie. Ce spune? Sunt mai presus de dragoste. Păi nu ești mai presus de dragoste. Și cum spune First, ești un târie bru. Ce spune? De la vârsta dumitale să n-ai o iubită. E înspăimântător ce spuneți. E înspăimântător. Nu mai pot. Eu mă duc. Plec. Între noi totul s-a sfârșit. Petea! S-a sfârșit! Nu pleca! M-a glumit, Petea! Ce mai spui, moșule? Nu sunt în apele mele. Înainte la balurile noastre dansau generali, baroni, amirali, dar acum trimitem după funcționarul de la poștă și după șeful de gară. Și nici ăștia nu vin cu plăcere. Simt că mă duc. Răposatul meu stăpân, bunicul doamnelor, ne dădea la toți orice boală am fi avut să înghițim ceară roșie. De 20 de ani iau ceară roșie în fiecare zi. Ba chiar și mai de mult. Poate că de-aia
mai trăiesc. E mai plictisit, moșule. Chiar acum spunea un om la bucătărie că livada de vișini a fost vândută azi. Și cine a cumpărat-o? Tu a plecat fără să spun. A fost un bătrân care flecărea la bucătărie, dar nu-i de pe la noi. Și Leonid Andreevici tot n-a venit. Și-a îmbrăcat pardesiul. O să răcească. Și ție și cu tinerețea. Simt că nebunesc. Du-te iașa, da. Du-te iașa și află cui a fost vândută livada. Da, bătrânul a plecat de mult. De ce râzi? Nu. De ce te bucuri? Nu, mă gândeam așa, caragios mai ieșe epihodul ăsta. Un tont, 99 de neroloci. Doamne, încotroi să apuci firs. Dacă s-a vândut livada. Încotro îmi veți porunci. Dar ce-i cu tine? Ce, ești bolnav? Tu te știi culcă. Nu, mă duc să mă culc. Și dacă mă culc, cine mai servește aici? Cine se mai gândește la toate? Sunt singur pentru toată casa. Lyubov Andreevna, dacă sunteți bună, Lyubov Andreevna, da, Iașa, dați-mi spune. Voie să vă fac o rugăminte. De mai plecați cumva la Paris, fie vă milă și luați-mă cu dumneavoastră. Hotărât lucrul aici, nu mai pot rămâne. Ce să mai spun? Fiți bună și luați-mă cu dumneavoastră. Ovaria, îmi pune să dansez. Sunt prea mulți cavaleri și prea puține doamne. La mine dansul îmi dă amețel și bătăi de inimă, Firis Nicolaevici. Funcționarul de la poștă mi-a spus adineori niște lucruri. Mi-au tăiat răsuflarea. Nu știu ce spus. Dumneata ești ca o floare. Nu, nici o plită. Ca o floare. Sunt o fată simțitoare. Mă înnebunesc după vorbele drăgăstoase. Hai să sfârșești bine. Dumneata, Dumneata. Da. Dumneata nici nu mă bagi în seamă. Parcă aș fi ori nimic, ca o gânganie. Of, așa e viața. Ce dorești? Fără nici o îndoială, poate că ai dreptate. Dar, desigur, privind din punct de vedere, atunci, dumneata, îmi permis să mă exprim astfel și iartă-mă pentru sinceritatea mea. Da. Dumneata m-ai adus în stare de spirit. Eu îmi cunosc soarta. În fiecare zi mi se întâmplă câte o nenorocire și m-am obișnuit într-atâta încât îmi privesc viața cu un zâmbet pe buze. Mi-ai dat cuvântul și, deși eu... Astfel, nu? O să vorbim despre asta mai târziu. Da. Lasă-mă în pace, te rog. Hai, lasă-mă. În fiecare zi mi se întâmplă câte o nenorocire, dar îmi voi permite să mă exprim astfel. Eu la toate zâmbesc, ba și râd. Simeon, tot n-ai plecat? Ce lipsă de respect. Pleacă de aici. Dă-mi voi să mă exprim așa, că dumneata n-ai de ce să-mi cer socoteală. Nu-și cer socoteală, îți vorbesc. Umbli tot timpul de colo până acolo și nu faci nimic. Ținem un contabil și nu știm de ce. Dacă lucrez, sau mă plimb, sau mănânc, sau joc biliard, asta s-o judece numai cei care se pricep și sunt superiorii mei. Îndrăznești să-mi vorbești astfel? Da. Îndrăznești? Adică eu nu pricep nimic, ieși afară. Ieși să nu te mai văd. Vă rog să vă exprimați într-un mod mai delicat. Ieși afară imediat. Afară. 99 de nenorociri. Să nu te mai prind pe aici. Să nu te mai văd în ochi. A sosit Ermolai Alexeevici. Ermolai Alexeevici. Și ce așa târziu? Unde-i Leona? Leonid Andreevici a venit. E cu mine. E aici. Ei, ia spune, s-a ținut licitația? Licitația, da, s-a sfârșit la ora 4, dar noi am pierdut trenul. A trebuit să-l așteptăm pe cel de 9:30. Sunt puțin amețit. Leona! Da. Hai, Leona, ce e, Leona? Vorbește! Fies! Vorbește odată! Fies, e asta! Uite, Anșoa, Cherci... Am fost în așa hal. N-am mâncat nimic astăzi. Sunt foarte obosit. Ajută-mă să mă schimb. Dar ce-a fost la licitație? Povestește, s-a vândut! S-a vândut livada de vișini! S-a vândut. Cine a cumpărat-o? Eu am cumpărat-o. Nata? Eu am cumpărat-o. Stați, vă rog că mi se întunecă mintea. Nu pot să vorbesc. Când am ajuns la licitație, Dariganov era acolo. Leonid Andreevici n-avea decât 15.000 de ruble și Dariganov
a luat-o de la început cu 30.000 peste datorie. Când am văzut cum stau lucrurile, m-am încăierat cu el și am dat 40.000. El 45, eu 55, așa că el urca cu câte 5 și eu urcam cu câte 10. Și așa, până la sfârșit, eu am dat 90.000 peste datorie și mi-a rămas mie. Livada de vișini, ea mea, spuneți-mi să-mi beață din toate mințile, nu mi se năzare, nu râdeți de mine. Dacă tata și bunicul s-ar scula din mormintele lor să vadă ce s-a întâmplat cu Ermolaia lor, cel bătut care abia știa să citească, care umbla desculț și iarna, a cumpărat cea mai frumoasă proprietate din lume. Eu am cumpărat moșia unde bunicul și tata au fost robi, unde nu erau lăsați nici în bucătărie. Visez, aiurez, poate că mi se pare. E o scornire a închipuirii voastre învăluite de întunecimea necunoscutului. Poftim cheile. Să mergem, domnule. Da, mergem. A aruncat cheile. Vrea să arate că nu mai e stăpân aici. Bine. Nu-i nicio supărare. Hei, muzicanți, cântați, vreau să vă aud. Am să vă chem pe toți să priviți cum Ermolai Lopahin va izbi cu toporul în livada de vișini și cum vor cădea pomii la pământ. Vom construi vile și nepoții și strănepoții noștri vor apuca aici o viață nouă. Să cânte muzica! De ce nu m-ați ascultat, sărmana mea, draga mea, Lubov Andreevna? Cum nu mai putem întoarce lucrurile? Oh, dar trece toate astea mai repede. Că s-ar schimba odată viața noastră prost orânduită și nefericită. Plânge. Hai să mergem în sală. Să o lăsăm singură. Hai, vino cu mine. Hei! Ce e cu voi, a? Ia cântați mai tare! Faceți cum vă poruncesc eu! Vine noul proprietar! Stăpânul livezii de vișini! Dragă, scumpă, mama, frumoasă, te iubesc. Livada de vișini a fost vândută, e adevărat, nu mai există. Dar nu mai plânge, mama. Ți-a mai rămas viața înaintea ta. Ți-a rămas sufletul tău frumos și curat. Să plecăm de aici, mamă, să plecăm, scumpa. Hai, vino cu mine. Vom să te o livadă nouă, mai frumoasă decât asta. Să mergem, scumpa mea, să mergem. Doamne, să și-a rămas bun. După mine, Ermolai Alexeici, țăranul, e de treabă, măcar că e necioplit. Le-ai dat punga ta, Liubani, dar așa nu se mai poate, nu se mai poate. Ce vrei? N-am putut să mă stăpânesc. Poftiți, vă rog, cât un pahar de șampanie, adio. Nu mi-a dat prin cap să iau din oraș. N-am găsit decât o singură sticlă la bufetul gării. Vă rog, da. Vă rog. Nu doriți? Nu vreți să-mi faceți cinstea? Să fi știut, n-aș mai fi cumpărat. Dacă e așa,
Nu beau nici eu. Bea măcar tu, Iașa. Da, atunci în sănătatea celor care pleacă. Ia dumitale, Nermolai Alexeici, noroc bun aici. Șampania asta nu e veritabilă, crede-mă. Cum? 8 ruble sticla? E frig al dracului aici. N-am făcut focul astăzi, că tot plecăm. Dar de ce râzi? Cum de ce? De bucurie. Suntem în octombrie, dar e soare și liniște, ca vara. Bună vreme pentru construcții. Nu uitați, vă rog, că nu mai aveți decât 47 de minute până la plecarea trenului. Asta înseamnă că peste 20 de minute trebuie să plecați la gara. Hai, grăbiți-vă! A sosit vremea plecării. Tresura e la scară. Unde dracu fi galoșii mei, că nu-i mai găsesc? Ania! Nu-mi găsesc galoșii, nu se nicăieri. Mă duc la Harkov, la același tren. O să rămân toată iarna la Harkov. Mi-am pierdut timpul cu dumneavoastră. Am obosit stând degeaba. Nu pot fără muncă. Uite, nu mai știu ce să fac cu mâinile. Îmi atârnă de parcă n-ar mai fi ale mele. Las că plecăm numai decât și o să te poți apuca iar de rodnica dumitale muncă. Ha, ia, ia un păhărel. Nu beau. Așadar, te duci la Moscova. Da. Îi petrec până la oraș și mâine plec la Moscova. Da, uite, pune așa că profesorii nu și-au început cursurile așteptându-te. Asta nu te privește. Auzi, de câți ani ești la universitate? Știi ce, caută ceva mai nou, e vechi și răsuflat. Iartă-mă. Cred că nu ne vom mai vedea niciodată. Totuși, oricum ai fi, eu țin la dumneata. Ai degete subțiri, delicate ca un artist. Ai un suflet delicat și ales. La revedere, dragul meu. Îți mulțumesc pentru tot. Spune-mi dacă ai nevoie de bani de drum. Ce să fac cu ei? N-am nevoie. Dar n-ai bani. Îți mulțumesc, am primit pentru o traducere. Ia-mă aici în buzunar. De unde ar fi galoșii mei? Ia-ți vechiturile. Ce te superi, Varia? Dar așa nu sunt galoșii mei. Nu sunt galoșii mei. Ascultă-mă. Asta primăvară am semănat 1000 de desetene de mac și am câștigat bani curați 40.000 de ruble. Și ce priveliște când erau toți maci înfloriți. Am câștigat așadar 40.000 de ruble. Așa că dacă vreau să-ți împrumut niște bani, am de unde. De ce țin nasul pe sus? Sunt un țăran, îți vorbesc însă fără ocoluri. Tatăl dumitale a fost țăran, al meu farmacist, dar asta n-are nicio importanță. Să-mi dai și 200.000 de ruble și tot aș lua. Sunt un om liber. Tot ceea ce voi ceilalți, bogați sau săraci, prețuiți atât de mult, asupra mea n-are mai multă putere decât un fulg luat de vânt. Eu pot să mă lipsesc de voi. Pot să nici nu vă iau în seamă, sunt puternic și mândru. Omenirea merge spre adevărul cel mai înalt, spre cea mai înaltă fericire din câte există. Și eu sunt în primele rânduri. Și ai să ajungi vreodată? Am să ajung, sau am să le arăt altora calea. Bine. Și acum, la revedere, dragul meu. E timpul să plecăm. Ne umflăm în pene unul în fața altuia, dar viața trece. Când muncesc din greu, timp îndelungat, mi-s gândurile mai sprindere și mi se pare că știu și eu pentru ce trăiesc. Dar câți oameni sunt, frate, în Rusia, care nici nu știu ce sunt pe pământ? N-are însă nicio importanță. Mersul treburilor nu ține de asta. Se zice că Leonid Andreiici a primit o slujbă la bancă cu 6.000 de ruble pe an. Nu o să rămână prea mult. E prea leneș. Te rog, mama, ca până plecăm să nu se mai taie livada. Da, adevărat. N-ai avut nici măcar atâta tact. Da, îndată. Ce oameni! Da. L-au dus pe Firs la spital? Am spus de azi dimineață, probabil că l-au chinuit. Hai, te rog, fii bun și afle dacă l-au dus pe Firs la spital. După părerea mea, prea vârstnicul Firs nu mai e de dres. Trebuie să ia calea strămoșilor. L-au dus pe Firs la spital? L-au dus. Și de ce nu au luat scrisoarea pentru tot? Nu știu, trebuie ajuns din urmă, să li se dea scrisoarea. Dacă mai privi măcar o dată, e așa. Pleci. Mă părăsești. De ce? De ce să mai plângi? A? Peste 6 zile sunt din nou la Paris. Mâine ne suim în expres și pornim de parcă nici n-am fi fost aici. Nici nu vine a crede. Vive la France! Nu e de mine pe meleagurile astea. Nu pot trăi aici. Ce să-i faci? Am văzut destul de mârlănie. Le ajungi. Ce să mai plângi, dumne, așa? Poate cum trebuie și n-ai să mai plângi. Să-mi scrii de la Paris. Te-am iubit doar. Te-am iubit atât de mult, e așa. Sunt o ființă ginga și e așa. Uite că vin, tati. E timpul să plecăm. Da. Mi-a mai rămas numai câteva minute. Da, peste 10 minute trebuie să ne urcăm în trăsură. Rămâi cu bine, casă dragă. Casa bunicilor. Va trece iarna,
O să vină primăvara și atunci n-ai să mai fii. Ori să te dărâme. Câte n-au văzut zidurile astea? Hai, motorul meu. Tu ești înseninată. Da, mamă. Ochii îți clipesc ca două diamante. Ești mulțumită, nu? Da, foarte mulțumită. Foarte, mamă, foarte. Începe o viață nouă. Într-adevăr, acum totul e bine. Până la vânzarea livezii de vișin ne frământam, sufeream. Apoi când lucrurile s-au hotărât și nu s-a mai putut schimba nimic, toți ne-am liniștit. Ba, ne-am și înveselit. Sunt funcționar de bancă, un financiar, mă rog. Oricum, și tu, Liuba, arăți mult mai bine, fără îndoială. Într-adevăr, m-am mai liniștit. Dorm bine. Ia lucrurile mele, Iașa. Da. E timpul să plecăm. Copila mea, ne vom vedea curând. Da, plec la Paris. Voi trăi cu banii pe care i-a trimis mătușa din Iaroslav ca să ne răscumpărăm livada. Trăiască mătușica! Numai că banii ăștia n-o să țină prea mult. Nu e așa, mamă, că ai să te întorci curând? Curând? Da. Eu mă voi pregăti, voi da examenul la liceu și apoi voi lucra. O să te ajut. Vom citi împreună, mamă, fel de fel de cărți, nu-i așa? În serile de toamnă vom citi multe, multe cărți și în fața noastră se va deschide o lume nouă, plină de minuni. Să te întorci, mămică, să te întorci. Am să mă întorc, am să mă întorc, comoara mea. Ah, gata, trebuie să la scară. Ei, acum putem pleca, dacă a venit Ermolai Alexeici. Plec însă cu două griji. Mai întâi boala lui Firs. Mai avem 5 minute. Mama, pe Firs l-au dus deja la spital. Iașa l-a trimis azi dimineață. Da. Și a doua mea grijă e Varia. Ea e obișnuită să se scoale dimineața și să lucreze. Și acum fără muncă este ca un pește fără apă. A slăbit, e palidă și plânge mereu sărăcuța de ea. Ermolai Alexeici, îți aduce aminte că visul meu era să vă căsătoriți. Și lucrurile parcă mergeau bine. Ea te iubește și știu că și dumitale îți place. Dar nu pricepa, de ce? De ce fugiți unul de altul? Asta nu înțeleg. Să fiu sincer, nici eu nu știu. E ciudat. Dacă mai e timp, sunt gata chiar și acum. S-o sfârșim odată, simt însă că fără dumneavoastră n-am s-o cer în căsătorie. Minunat! Dar ne trebuie numai o clipă, o chip numai decât. Bine, avem și șampanie. Ai, foarte bine, foarte bine. Iașa, hai de Iașa. Da? Andrei? Da, imediat. O chem acum. Varia! Varia, lasă tot, Varia, și vino aici. Haide, vino. Hai, foarte ciudat. Nu pot să găsesc. Ce cauți, Varia? Galoșii lui Petre. I-am pus chiar eu undeva, dar nu țin minte unde. Da. Și acum, unde ai de gând să te duci, Varvara Mihailovna? Eu? La Rugulin. Da. M-am tocmit la ei ca să le țin gospodăria. Un fel de menajeră, dacă vrei. La Iașnevă? Da, sunt vreo 40 de verste de aici. Uh-huh. Așadar, vreau să-ți spun că eu, adică, s-a isprăvit cu viața din casa asta și... Unde să fie? Sau poate i-am pus în cufăr. Da, în casa asta nu mai am ce căuta. Eu plec chiar acum la Harkov, chiar cu trenul ăsta. Am multe treburi pe cap. În curte las pe Epihodov, l-am tocmit la mine. Da, e foarte bine. Anul trecut pe vremea asta, dacă îți mai aduce aminte, ningea. Acum e liniște și e soare. Numai că e frig. Pe puțin 3 grade sub zero. Nu m-am uitat. De altfel, termometrul le-a spart. Ei, haideți, trebuie să plecăm. Da, e timpul, măicuță. Cred că am să ajung chiar astăzi la Rogulin. Numai de n-aș pierde trenul. Da, mamă, Ania, îmbracă-te. Da. Acum putem porni la drum. Prietenii mei, scumpii mei, dragii mei prieteni, părăsind această casă pentru totdeauna, pot oare să tac? Să mă stăpânesc și să nu exprim la despărțire sentimentele care umplu acum toată ființa mea. Unchiule, dragă, nu trebuie. Da. Uite că tac. Haideți, doamnelor, e timpul să plecăm. Haideți. Stați, vreau să mai stau o singură clipă. Parcă n-aș fi văzut niciodată ce pereți are casa asta. Ce tavane. Acum privesc toate astea cu atâta lăcomie. Atâta duioșie. Ții minte, aveam 6 ani. Stăteam la fereastra asta și mă uitam după tata, care se ducea la biserică. Ați luat toate lucrurile? Da. După plecarea noastră nu mai rămâne niciun suflet aici. Până la primăvară. Vă rog să vă urcați în trăsuri, e timpul, da, vine trenul în curând. Petea, uite-ți galoșii. Erau lângă geamantanul.
Și ce murdar. Să pornim, vă rog, să pornim. Da, da, trec gare, colț. Haideți să mergem. Sunteți toți aici? Da. N-a rămas nimeni? Da. Hai, sunt depozitate lucrurile. Ha, hai, trebuie să închidem. Hai să mergem. Adio, casă. Adio, viață de odinioară. Viață nouă, te salutăm. Așadar, până la primăvară. Hai, ieșiți, doamnelor și domnilor. La rog, te rog, soră, soră. Oh, draga, scumpa, frumoasa mea livadă. Rămâi cu bine. Viața mea, tinerețea mea, fericirea mea. Rămâneți cu bine. Mama! Mama, vino, mama! Să mai privesc o ultimă dată pereții ăștia. Ferestrele astea. Prin odaia asta îi plăcea mamei mele să se plimbe. Mama! Sora. Hai. Sora. Hai, Luna. Venim! Venim! Nimic. Am să stau aici puțin. Sunt sigur că Leonid Andreiici nu și-a luat blana. A plecat cu paltonul. N-am fost cu ochii pe el. Așa-i tinereță. Viața mea a trecut de parcă nici n-am trăit. Am să mă întind puțin. Nu ți-a mai rămas nici un pic de putere, nici un pic. Ești un târiebrâu, bătrâne virs, târiebrâu. Ați ascultat Livada de Vișin de Anton Pavlovich Cehov. Traducere de Monica Lerter și Radu Teculescu. Adaptarea radiofonică de Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Liubov Andreevna, Gina Patrichi, Gaev, George Constantin, Lopahin, Mircea Albulescu, Trofimov, Ion Caramitru, Varia, Mariana Mihuț, Ania, Mariana Buruiană, Duniașa, Dana Dogaru, Epihodov, Mitică Popescu, Iașa, Mihai Fotino, Charlotta, Ileana Stanaionescu, First, Nicolae Lucian Botez. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Ileana Șerban, Cristian Molfeta, George Marcu. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Mura Verdeș. Regia de studio, Rodica Leu.
Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.